Bun găsit tuturor! Eu sunt Florin și de data aceasta despre favoritul Galei din 3 septembrie. Înainte de a trece la anunțarea favoritului, revin cu rugămintea către cei care încă nu s-au abonat la acest canal și care sunt enorm de mulți să se aboneze, pentru că numai astfel vor fi anunțați când voi posta un vlog nou, așa cum ar fi acesta cu anunțarea favoritului. Așadar, favoritul se schimbă, iar cel care va câștiga cecul de 5.000 de lei va fi Robert, care revine astfel după mult timp în fruntea topului celor mai votați concurenți. Iată că până la urmă despărțirea de Mihaela și cu toate cele ce s-au spus, că nu știe să sărute, că a adus ciocolată de la reducere, că vorbește ca un casetofon, că a făcut cuplu pentru emisiune, că a fost fals, că a dat informații din emisiune și multe altele ce s-au mai spus, nu l-au afectat atât de tare pentru că probabil lumea l-a compătimit pentru toate cele spuse despre el, pentru că, atenție, în primul rând nu erau făcute de către adversarii lui din competiție, ci chiar de iubita lui. Am mai spus, dacă Mihaela se comporta ca acum, adică este alături de el și nu mai stă să-i aducă fel și fel de acuzații, poate că acum i-ar fi fost bine și chiar dacă în general se spune că niciodată nu e prea târziu, în cazul lor chiar cred că nu mai există cale de întoarcere. Conform cu istoricul acordării cecului, când în general s-au luat cam 2-3 cecuri cel puțin la rând, este posibil să-l mai vedem încă una-două săptămâni câștigând, deși cu Radu nu se știe niciodată. În plus, mai trebuie mulțumiți și alți concurenți. Se vor atacuri la adresa lui odată ce el revine în frunte, tot ce se poate, acest vlog este făcut înainte de a se difuza episodul de azi, când Laurentiu se ia de el, dar după cum a spus și în vlogul de dimineață, Laurentiu caudă să-și-l facă adversarul lui numărul 1, așa cum era pentru Ionuț. Nu degeaba încearcă el să ocupe locul lăsat liber de Ionuț. Cam atât deocamdată, până data viitoare, toate cele bune vă doresc.